banii nu mai vin cum veneau înainte. Poate ar fi cazul să luăm o mașinuță nouță, cu rușică. Trebuie să faci cumva să le aloci o sumă fiecăruia. Sorin, da, ai dreptate, dar ce le știi și palea și palea. Este avocatul meu și te-l cunoști și de atâta? Și vă trageți de șireturi sau ce? Trebuie să strângi puțin curea. Ea are o problemă în momentul ăsta, i s-a pus pata pe noi toți, căci că avem toți prea mulți bani, consumăm prea mult, că avem o viață de lux și huzur, că nu facem nimic, că doar ne distrăm și că profităm de ea. Și la ce sumă te-ai gândit, mamă sau? Încă o noutate este că tu vei fi angajata mea. Poftim? Exact. Taci ca mutul, nu zici nimic, nu-mi ieși mie apărarea, o lași pe maică ta să facă ce vrea ea? Păi ce să-i zic, mă, nu știu care toane de-astea, îi trece într-o zi, două, așa, să facă mereu. Da, mă, știi, între toți eu sunt cea mai fraieră, eu mă duc la muncă, nu? Cum ar fi să ne luăm noi o cursă mai lungă, așa, să plecăm, să zburăm undeva, nu știu, să stăm doar noi doi. Te potolești? Da, eu n-am făcut nimic ca să mă și potolesc. Nu te potolești sau vrei mașină? Poftim? Ce pisi? Aia cu piele? Cu zanță. Cu excepția cazurilor în care vorbim despre persoane foarte defavorizate sau ghinioniste, pentru că există și această categorie, cred că felul în care îți trăiești viața ține foarte mult de alegeri. Unii aleg drumul mai lung, dar corect. Alții, cel mai scurt, dar plin de compromisuri. Până la urmă, cine suntem noi să judecăm? Doamna Mădălina Toader are un trecut de poveste. Pe când avea doar 17 ani, l-a născut pe unicul ei fiu Andrei. Mădălina a fost părăsită de tatălui Andrei pe când băiatul era foarte mic. La câțiva ani, ea s-a căsătorit cu un bărbat bogat, dar n-a avut noroc decât de avere, pentru că soțul bogat a părăsit de vreme această lume. Femeie tânără, Mădălina a simțit nevoia unei relații, iar alesul a fost Daniel, fostul șofer al răposatului soț. Iar acum, Daniel, mai tânăr cu 10 ani decât Mădălina, se bucură de poziția lui, socială și casnică. Neața, iubire! O, neața, gărgăriță! Ce fac? Ce bine arătăm! Super! Sunt Daniel Ionescu și am 42 de ani. Și tu arăți bine, scumpule. Pune-mi și mie o cafea, te rog, că nu m-am trezit de tot. Spun, iubito, sigur că-ți spun. Cât zahăr să... Ah, nu-mi pune zahăr, te rog. Bine. Ce-i asta? La ce te uiți? Ah, cred că avem ceva probleme, nu știu, ori cu antena, ori cu televizorul. Ia gărgărița mea. Fără zahăr. Mersi, iubitule. Bine că ești tu dulce, că dacă bei așa numai cafea, Da. La mine e mai dulce. Și caldă. Da. Sunt Mădălina Toader, am 52 de ani și de câțiva ani sunt într-o relație cu Daniel. Adevărat că îmi face o viață frumoasă, mă face să mă simt confortabil, nu-mi lipsește nimic. Dar și eu, la schimb, o respect, o iubesc și o țin ca pe o prințesă, așa. Iubita mea. Da, iubitule. Sunt așa un pic agitat. De ce ești agitat? M-am uitat mai devreme pe calculator și m-am mai pus acum și pe telefon un pic. Așa. Mi-am găsit o jucăriuță. Ce jucăriuță? O mașinuță mai șmecheruță, așa. De-aia, mișto rău de tot. Așa și? Rău. Păi și mașina și ta gândeam, ce are? Păi ce are mașina ta? Ce n-are? Ce n-are? N-are atâtea butoane, n-are senzor, n-are aia, n-are piele, n-are transport. Ce vrei tu să spui acum? Că poate ar fi cazul să luăm o mașinuță nouță, frumușică, așa, în care să-ți văd fizicul tău frumos, cum stă pe pielea aia, napa care miroase și deasupra alcantara și albastru cerului. Iubitule, albastru cerului, să pune problema în felul următor cu albastru cerului, că e cam limitat în perioada asta. Adică, ce s-a întâmplat, iubitule? Păi, cum adică ce s-a întâmplat, iubitule? Vezi și tu ce vremuri trăim, da? Suntem cu pandemia asta de atâta timp.
chiar nu înțeleg ce mai ia pe mine cu pandemia asta acum și cu tot felul de motive, că noi nu suntem afectați de nimic. Atâția oameni au dat, atâtea firme au dat faliment, oameni care erau bine mersi, înstăriți, n-aveau treabă, acum au rămas iubita fără nimic. Iubita mea, ce facem? Faci istoric cu sumarul de la știri? Păi, ce nu, iubitule, da. Vorbești protocolar ca la interviu de angajare? Nu, iubitule, da. Înțelege-mă și pe mine că sunt neliniștită, pentru iubii, că... Iubii, fii atentă. Lasă-mă să ești spun. Neliniștită că nu ți-ai așezat fizicul ăsta frumos în fotoliul ăla de piele în mașină? S-auzi cum gem cei 8 cilindri în vei? Cum pule, eu te înțeleg, dar spunem și mie ce are mașina ta. Păi are deja... Că merge foarte bine. Daniel este mai pretențios, îi place așa să trăiască pe picior mare. E adevărat că eu l-am învățat și l-am răsfățat. Păi ce? Asta ce? Că mă pricep eu să-i așa. Mai pun un tir, să-i mai trag. Ce are? Are 5 ani, are... Are 5 ani? Are niște kilometri, nu știu, mă gândeam și noi că doar ne permite, mă, iubito. Măi, scumpete. Nu suntem niște desculți așa, să nu avem... Iubitul meu, tu știi foarte bine cât te iubești și cum îmi place păi să te răsfăți. Și jucăriuța data cu roții, cu pielea așa. Știi cum stă treaba, scumpule, că în ultima vreme cam multe cadouri ți-ai făcut, știi? Și cam scumpe. Și nu merit? Și meriți, nu spun că nu merit, că știi că îmi place să te răsfăți, da? Nu, dar nu e momentul. Nu e momentul. Nu ai știu. Ceva cu mine. Cum să am ceva ba, cu tu tine? Ai ceva cu păi mine. Păi am ceva cu tine că te iubesc, nu, aia eu, am. Eu, auzi, eu știu, nu știu, eu te cunosc bine de tot. Da. Nu cumva ți s-a pus fata, ți s-a părut că m-am uitat după aia așa pe stradă, nu m-am uitat, ce? Mă. Ce-ai făcut? Tu mă tachinezi acum. Ce? Te-ai uitat? După cine păi te-ai uitat? Păi să nu luăm. Păi nu m-am uitat, asta e, cum să nu luăm noi mașinuțe. Eu cred că asta e, știi când ziua aia când ai zis tu ce mai, te uită? Mai iubitule, înțelege că nu e vorba bă, de... nu m-am uitat după nimeni, mă, ce ai? Relația noastră e așa mai pătimașă. Ne dăm cap în cap și după aia ne iubim ca nebulii. Ai, mă. M-a supărat, ce e? Ai, nu te mai supăra, și tu ca un copil faci. Auzi, bine? Ia uită-te la mine. Hai să ne mai gândim, și eu și tu, și mai vorbim despre asta diseară. Așa pisicuța zâmbește, hai și scoate banul. Îmi era drag de el și acum mi este, dar îi făceam toate poftele și a ajuns să se comporte exact ca un copil mic. Deci în momentul când vrea ceva și nu îi cumpăr, gata, pornește scandal. Bine, dar să știi că... Auzi, da? Pielea e perforată și are și aerisire în piele și încălzire și răcire. Hai, vorbim de seară? Da? Bine, hai că... Mă duc să mă schimb, că trebuie să plec la avocat. Bine, hai, vezi ce faci, pa. Este cât se poate de limpede că Mădălina, din postura ei de femeie bogată, conduce totul. Dar deciziile importante nu le ia singură. După dispariția fostului soț, alături de ea a rămas avocatul familiei, care o consiliază ori de câte ori are nevoie, sau atunci când el consideră că trebuie să își spună părerea. Bună, Sorin! Bună, Mădălina! Ce faci, dragule? Ce faci, ești bine? Te văd. Așa. Și te-am chemat să mai vorbim. Dar ce s-a întâmplat? Ceva sau ce? Nu e nimic grav. Așa. Dar știi cum e. Știi și tu cu vremurile care sunt. Cu situația și asta? Cu situația, cu pandemia, cu... Așa. Lucrurile merg mai lent, mai greu. Așa. Decât mergeau înainte. De când a murit fostul soț, Constantin, eu încerc să o ghidez, să o îndrum în afacere. Sorin este avocatul meu de foarte mulți ani, dar și prietenul meu și mă mai sfătuiește din când în când. Banii nu mai vin cum veneau înainte. Deci nu sunt probleme. Înțelege-mă, nu sunt probleme, dar trebuie să strângi puțin cureaua. Cheltuielile sunt destul de mari. Măi, știi, cred că ai dreptate. Uite că... Nu știu. Am probleme cu acum cu un spațiu de m-am plecat chiriașii și tot n-am reușit să găsesc da, să închiriez. Da, și da, în plus vreau să spun că știi că Daniel e foarte cheltuitor, adică el vrea vacanțe scumpe, numai haine de fițe, numai și da. Îl mai am și pe filmul cu tot familionul lui, adică știu. Știu că iubitul ei o cam toacă de bani. Și îi place să-l resfețe, pentru că îi mănâncă din palmă. Ce să zic, trebuie să faci cumva să le aloci o sumă fiecăruia,
să zicem, un fel de salariu lunar. Are dreptate, Sorin. Mamă, ce o să mă mai distrez eu cu ăștia ai mei. Adică să le stabilesc o limită, să le dau o rentă lunară, să nu mai ia cât vor. Oh, dar știi că asta e o idee bună? Mai ales pentru vremurile astea. Să știi că e o idee bună. Paza bună, știi cum se zice, trece primejdierea. Da, măi, să știi că ai dreptate. Mădălina e genul de femeie care nu face ce îi spui, mai ales în afaceri. Chiar mă mir că m-a ascultat. Bine, Sorin, deci, îți mulțumesc tare, aveți mare grijă mult. De voi. Da, da. Și pupă-i pe toți, sănătate, și tu, toate cele bune. Mersi, tare, tare mult Mădălina. Și vorbim. Mult, mult succes. Mulțumesc mult și ție, și ție, pa, pa. Ideea avocatului este una cât se poate de bună și de precaută, dar oare cum va fi primită ea de cei cărora li se adresează decizia? La cât de în formă este Daniel, nu credem că el se gândește la vreun scenariu restrictiv, cum de altfel ne-am obișnuit să existe în realitatea prezentă. Gărgăriță, bine ai venit! Bine ce te-am fain. Găsit, iubită! Cum a fost? Hai să dansez un pic! Stai, așa că sunt. Te ajut cu ceva? Nu, ia. Ai, ia un loc atunci. Să nu spui că mi-ai luat flori. Da! Și să bem și o șampanie, să ne alintăm un pic. Facem o atmosferă romantică, să dansăm. Ce facem noi? Pentru ce bem șampanie azi? Că ne iubim. Pentru aia, noi, nu? Exact. Pentru că ne iubim, în primul rând. Și pentru că poate vrei să facem o tură cu o mașină nouță peste câteva zile. Că eu, să știi că am fost astăzi să mă uit și eu să stau de vorbă cu dealerul ca să văd mai bine mașina. Și, nu știu, azi nu mai e timp, dar mâine... Poate dacă ai chef să mergem să ne uităm un pic la ea, Italia, să dăm o tură cu ea, să vezi cum îți stă, cum te simți. Eu nu pot să cred, eu cred că tu glumești, nu? Așa face de fiecare dată, se poartă frumos, romantic, așa, încearcă să mă manipuleze ca să obțină ce vrea. Cum să glumesc, mă, dar ți-am zis și de dimineață că vreau mult, îmi doresc da, mult, e o mașină șmecheră, ea are tot ce vrei, mi s-a părut că e o ocazie super tare, raport, preț, calitate. Eu te mașina cred și te înțeleg. Mașina asta care o am are deja, ascultă-mă și pe mine puțin. Deci trăim niște vremuri foarte grele și nesigure, da? Vezi și tu de câtă vreme este pandemia asta. Chiar trebuie să strângem curaua. Deci pe da, bune, pe bune, mă, e la mișto de ca și cum ei spune un om pe care vezi pentru mișto. Prima oară. Noi n-avem nicio deci problemă. Nu, deci nu ne schimbăm mașina în acest moment, punct. Dar iar ești în crizele tale sau ce faci? Nu sunt în crizele mele și te trebuie rog frumos să nu mai vorbești așa. Păi, da, te porți ca un copil, pe bune. Cum adică să strângem curaua? Când eu știu că are mulți bani. Mulți, mulți. Daniel a fost șoferul soțului meu, care săra cu Dumnezeu să ierte, a murit și... Da, lucrând pentru el atâția ani, Daniel a fost prezent în momente cheie din viața mea și din viața noastră. Și după ce a murit soțul meu, la ceva timp, atașată fiind de el, am început o relație. Uite care este treaba, Daniel. Nu știu ce e cu tine, dar nu mi se pare ok. Noi trebuie să strângem cureaua de în ce? Perioada actuală. Ok, dar zi pentru de ce, dar nu cu... se știe. Pentru că pandemia este de atâta timp și nu știm ce se va întâmpla de acum încolo. Deci trebuie să fim precauți. Într-adevăr, Daniel este sarea și piperul din viața mea. Că îmi place să mă joc cu el. Măi, Daniel, înțelege-mă și pe mine, măi, că sunt foarte îngrijorată. Deci am spațiul ăla în buricul târgului acolo și nu reușesc să-l închiriez atâtea luni. E o problemă de timp, ce... Cum mă, de timp, mă, păi, dacă știi să gestionezi afacerile, îl închiriaș. Păi bineînțeles că știu să gestionez, păi nu știi, dar te plângi acum. Păi, dar sunt... Păi și, auzi, nu mă plâng, te informez despre ceea ce tu habar nu ai. Că tu ești obișnuită, e cam obișnuită așa. Să-ți pice. Și așa? Să fii răsfățat că ai uitat de unde ai plecat, a? Adică? Adică din momentul ăsta... Păi ce, mai luat din mocirlă sau ce? Adică din momentul ăsta ai să primești, păi, dar nu, că nu o înțeleg. Sumă fixă pe lună. Poftim? Da, uite așa cum ai auzit, așa? O să faci ce vrei cu ei. Păi adică îmi faci contract de muncă sau ce îmi faci? Nu-ți fac niciun contract de muncă pentru că nu cred că muncești. Slugi sau ce? Nu cred că ai studiile necesare să muncești pentru mine, drăguțule. Serios? Serios. Așa, umilește-mă acum.
Până acum eram iubit, bun, bărbat bun la toate, acum n-am studiile tale, sunt un biet șofer. Da, iar și nu te mai victimiza, pentru că suma aia pe care spui tu salariu, da, sau cum i-ai spus, este de vreo 5 ori mai mare decât salariul unui om obișnuit, deci sunt o grămadă de bani, da? Hai, da, hai să mai stăm și realitate. Băiețelul, ca să-ți arate cât de bărbat e, ce studii au trebuit ca să te simți în al nouălea cer și să faci pe mâna spartă până Daniel, acum? Daniel, am hotărât, că gata. Studiile nu alea mai fost bune la calitatea nu mai avem ce discuta, ce? Dragă, poți să ai și studii de alea și de alea, tu ai numai de alea. Așa că... Nu știu, mie mi-e clar că ori te-ai dus cu capul, bine, ori ți-ai găsit ori mi-am revenit în sfârșit. Să că-i trec ei fosele astea, că am mai avut. Bine, nu chiar așa cum e acum, dar am mai avut. Și știu eu cum să o iau. Discuția a întristat-o pe Mădălina, care, oricât de puternică vrea să pară, trădează o latură vulnerabilă. Iar în asemenea situații, gândul este la Constantin, bărbatul despre care știe că a iubit-o cu adevărat. Hai, mă, scumpete, mă. Ia, uite, tu oprește-te aici, stai ca să... Să stăm aici? Da, stai ca să te văd. Cum te simți, iubitule? Ce să fac? Azi. Mai bine, mai bine. Mai bine? A, ce mă bucur. Mândiță, da, trebuie scumpule să vorbim. Ce să vorbim? Nu vreau să vorbim, că știu ce vrei să vorbim. Nu știi. Ba, dar știu. Noi... Eu sunt pe duc, Mândiță. Nu se poate, se poate. Eu tot sper că găsim o soluție. Ce să găsim? Găsim, uite, sunt atâtea terapii alternative pe care nu le-am încercat încă. Mă duc. Te rog, eu în scurt timp mă duc. Tu trebuie să-ți găsești pe cineva, înțelegi? Știu că ți-e greu. Știu că las lucruri neterminate aici. Atunci nu le lăsa neterminate, păi stai aici cum și luptă. Nu poți să mă părăsești, iubitule, nu poți. Deci, pentru o femeie care este cu un copil, este foarte greu, tu nu înțelegi? Deci, ești vulnerabilă. Mai bine îți găsești pe cineva, un bărbat, care să aibă grijă de tine. Eu nu pot să mă gândesc la alt bărbat. Tu știi foarte bine că te iubesc. Știu că mă iubești, dragă, dar nu te poți lăsa să plângi. Și tu și copilul să suferiți dar din cauza mea. Dar ce vrei să fac? Dar cum poți să spui că normal că o să plâng? Mai bine hai să mai încercăm, uite, am vorbit cu domnul ăla, hai, poate te ajută, poate avem acolo o șansă. Te rog, eu mai luptă, pentru mine, te rog, scumpul meu. Măduța, asta e realitatea. Trebuie să fii puternică. Eu vouă v-am lăsat destui bani. Deci voi trebuie doar să știți să-i gestionați. Aveți de ajuns întreaga viață. Iubire, nici nu pot să mă gândesc la așa ceva. Tu înțelegi? Eu pe tine te iubesc. Pe tine, tu ești dragostea vieții mele. Deci nu vreau. Nu pot să concep. Drăguță. Da, iubitule. Asta e realitatea. Și eu te iubesc pe tine. Iubirea nu a fost de ajuns, pentru că destinul a ales să-i separe pe cei doi. Iar prezentul este acum unul în care iubirea este alterată parcă de un soț îngrijorat că nu mai primește bani. De aceea își caută aliați în familie. Ce faci, mă? De ce m-a chemat așa? Bă, nu știu, m-a luat-o maică-ta razna rău, mă. De ce, mă? Ce Dumnezeu știe ce... Că nu... Nu-i cum face ea de obicei când o mai apucă crizele așa, taci din gură, o lași și își revine după jumătate de oră, o oră, o zi. Nu știu. Asta e stare din natural, lasă că nu își revine. Nu e, hai că zic de data asta altfel, uite, mi s-a pus pata să-mi schimb mașina. Așa. Și nu știu cum am făcut, că am crezut că am convins-o. Daniel este pentru mine atât un tată cât și un prieten. A fost alături de mine, m-a ajutat, m-a sfătuit, înseamnă enorm pentru mine. Pot să discut orice cu Andrei, e ca un confident, iar el mă consideră protectorul lui. Nu știu ce fac, că m-a luat așa de... Nu am recunoscut-o, deci n-am recunoscut-o. O atitudine din aia de superioritate, de nervozitate, de ca și cum ea e undeva sus, eu sunt undeva aici, așa, să șteargă cu mine pe...
pe jos și alta nu. Nu, 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 nu știu ce. Și vreau să spun că îmi vine să râd acum, dar nu vă văd bine nici pe voi. Mama întotdeauna a avut astfel de toane. Ba e bine, ba e rău. Noi așa am trăit mereu cu ea. Nu e ceva nou. Păi nu știu că noi și așa suntem cam la cuțite cu ea, știi? Au, de dar când? De când? Nu știu că Irina și cu mama nu se înțeleg niciodată. Da, bă, bine, e normal să există niște neînțelegeri, așa că orice mamă îți dai seama vrea pentru fisul prințesa din Dubai. Da. Și zici că nu-ți dă bani? Deci nu vrea să-mi dea bani de mașină. Așa. Și mai mult decât atât, dacă își pune în practică ideea asta care mi-a zis-o, o să fie urât de tot. Deci, ne taie banii la toți. Nu o să mai avem viața asta frumoasă, nu o să mai facem ce ne place, nu o să ne mai cumpărăm ce ne dorim. Din atât, o să fie atât, adică nimic. Are o criză de personalitate, deci vrea să arate că e șeful criză, ne, și criză, că nu ea face, mă, da, ne da. Conduce pe toți că trebuie să fim la cheremul ei, că trebuie să fim sub apucul ei, că trebuie să ne subordonăm ca niște cățeluși din ea care stăm așa la rând și să ne arunce câte o bucățică de zahăr, ia și tu, ia și tu, ia și tu. M-am bucurat foarte mult atunci când am aflat că mama se va căsători cu el. Știu că îl iubește, știu că o iubește și asta înseamnă foarte mult pentru mine. Da, acum sunt lovit și eu un pic în orgoliu, știi, și nu se poate, le-am fost atâția ani aproape și ei și ce să mai zic, bărbatesul, le-am condus mașina, am fost șoferul lor. Hai, la orice oră, dimineață, prânz, seara. Doamne, tot, iartă-mă, tu pentru mine ești ca un acolo. Copil, da. Ai văzut, am avut grijă de da, tot. Dar o scutăm la capăt, că dacă vorbim cu ea și vorbim pe limba ei, nu are cum. Suntem doi contra unu. Nu e cum era altă dată. Ea are o problemă în momentul ăsta, i s-a pus pata pe noi toți, căci că avem toți prea mulți bani, consumăm prea mult, că avem o viață de lux și huzur, că nu facem nimic, că doar ne distrăm și că profităm de ea. Și că ea trebuie să ne arate care e ordinea, care e disciplina, cine conduce, cine face pe lângă stăpân și uite, asta e. Dar oricât încerc să o dau în glumă, nu pot, că e și sufletul nostru. Nu știu, dar mie povestea asta nu mi-e frică de mine, mie mi-e frică de Irina. De ce crezi că ar pleca de lângă tine? Sau? Nu că ar pleca de lângă face mine, scandal. Dar intră scandalul în casă. Trebuie să o temperezi, să tăcezi din gură. Eu știu ce trebuie să fac eu acum, nu știu ce faci tu cum o... Poftim. Ce? Și, cum? Normal că mă enervez, uite, mesaj. Ia, că ne invită, facem consiliu de familie, trebuie să stea de vorbă cu noi toți și să ne adunăm. Să-l cum i-adu și mie. Același. A, și mai crezi că e o glumă și trece imediat? Ce mai vorbim, mă? Hai că o scoatem. Puta, ce a apucat-o acum? Adică până mai era la alte, făceam ce vroiam din ea, marcă banul pentru aia, dă pentru aia, dă pentru aia. Deci acum vrea să-mi pun așa, pac, cu țărăita ca la săraci. Auzi, dar poate e o tâmpenie ce zic, dar mi-a mai venit o nebunie în cap. Și de ce zic ție? Că na, poate simți, ești fisul. Crezi că e posibil să aibă pe altcineva? Mă, asta nu, știi de ce? Că te tăia doar pe tine la bani, nu și pe mine. Gândești tu așa? Păi, eu gândesc logic, că dacă m-a tăia pe mine și pe voi la bani, s-ar putea atunci să... Atunci nu mai are pe niciun. Păi de ce, dacă toată renta noastră a suplimentat-o în altă parte? N-are cum. No, păi dacă ia banii de la mine, păi duce la altul sau ce face, mă înșeală? Mi se pare foarte amuzant faptul că Daniel crede că mama are un amant. Cred că și mama crede că el o înșeală. N-are puțin. Nu, eu mă gândesc, fii atent, nu de chestia asta, că orice om poate să aibă și un moment de slăbiciune. Dacă spiritual o simți că s-a îndepărtat de mine, așa... De... Nu, sunteți la fel ca atunci când eram eu mic. Sau așa vă văd eu. Acum ce e între voi de ajunge la scandalul de astea de mă ataca și pe mine, nu știu, dar mie nu-mi convine oricum. Du-te la treaba ta și o iei pe Irina, o pregătești, îi spui despre ce e vorba. Și veniți diseară și facem consiliul ăla, păi să fim calmi, să mă vadă că am venit. Păi numai, hai să te conduc. Mamă, ce mă, nu mă vede, dar mă aude. Păi, hai, când vrei să te ascunzi, atunci faci mai mare zgomot. Convocați de Mădălina, Daniel, Andrei și soția acestuia se pregătesc ca pentru un adevărat consiliu de familie. Atmosfera este tensionată încă de la început. Hai mă, ce face maică ta, mai vine sau ne-a chemat aici ca?
Nu știu, m-am dus canapa. Hai, mai aveți și voi răbdare. Vrea și femeia să vorbească cu voi, cu mine. Un consiliu de familie. Nu? Mai calm ca să nu facem probleme. Păi, hai să fim noi mai diplomați dacă ceva nu ne convine sau tonul nu e potrivit și să aplanăm orice, că dacă în starea în care e acum, noi dacă ne luăm în gură cu ea și ne contrăm, nu facem decât să escaladăm un potențial conflict și nu ne trebuie asta. Ne trebuie liniște. Voi aveți nevoie de liniște, eu vreau să-mi bușu de ale mele. Da, dar nici să ne fiarbă așa. Ei, hai, ce să mai fiarbă? Hai, mă, lasă-mi. Sunt căsătorită de mai bine de 6 ani cu Andrei. Știu că Mădălina nu m-a suportat niciodată. Ei bine, sentimentul este reciproc. Spectaculos, ca de obicei. Ia uite la ei cum s-au adunat toți. Bună, dragilor. Bună. Ce faceți? Te așteptam. Da, mă bucur că suntem cu toții. Pentru că sunt niște aspecte asupra cărora trebuie să vă informez. Și anume că începând de luna asta, fiecare primește o sumă fixă de bani lunar. De ce? De ce? De ce primiți sau de ce? Nu, de ce mai fixă? Mult decât primeați de obicei, în sensul ăsta. Cred că vrea pentru să fie mai atentă mai, cu noi. Nu ne mai permitem cheltuieli așa cu duiumul și cu nemiluita, fără să ținem cont de perioada prin care trecem. Știți foarte bine că e pandemie de atâta timp. Sunt foarte multe firme care au dat faliment. Am analizat situația, cum să zic, așa, la rece, nu... Și, într-adevăr, trebuie să limităm cheltuielile. Nu e vorba că nu mai are bani. Vrea să ne umilească pe toți. Mă bucur că sunt de acord cu mine. De mâine ne apucăm de treabă. Și la ce sumă te-ai gândit, mamă soacră? Nu v-am lăsat pe din afară. Cam vreo 5 salarii de alea mari, așa. Ne dai la toți la fel? Scumpule. Te iei ca să știu dacă faci vreo diferențiere sau care e rangul de angajat. De... doi. E, hai. Păi fiecare dintre voi unu o să și aveți. Cu unul, doi, dacă vă dă fiecare la fiecare... Fiecare dintre voi o să aveți, doar că încă o noutate este că tu vei fi angajata mea. Poftim? Exact. Nu pot să suport pe acritura asta. Nu știu, dacă n-ar fi nepoțica mea Adela, pe cuvântul meu că, nu știu, aș da-o afară de tot din familie. Nici eu nu cheltuiesc mai mult decât vă dau vouă. Și eu am grijă de toate afacerile. Deci, eu cred că ar trebui să fiți un pic recunoscători. Bă, cum se face? Că din tot neamul ăsta, eu mă duc la muncă. Dacă tu nu știi să vorbești ca aici. Deci ea nu vrea să muncească. Ei nu place să muncească, iar am muncit în viața ei. Ea vrea bani să-i pe aici așa, din cerci să-ți vrea. Nu copilul e problema. Da? Ai ținut-o în pufă, așa ai învățat-o? Na. Bă, că tu ești întoarsă pe dos, ne-ai luat pe toți și pe Vitu și pe... Tu m-ai luat că de ce râd la telefon, mai vrei să stau să plâng, păi să adică fac... Păi adică te strâmbi cu mine toată ziua, de cât timp încoace, autoritate, îți văd moaca acrită și cu aia... Dar nu te mai uita la mine, dragule, dacă nu-ți plac. Da. Voi știți cam, sau nu știu dacă știți. Spun. Ce să știu? Deci pe tine te apucă râsul? Păi ce să știți, că voi nu știți, da? Că eu mă confrunt cu toate problemele. Păi am un spațiu destul de mare pe care nu reușesc să-l închiriez atâta vreme. Deci nu am chiriaș în el. Este un spațiu care pur și simplu Bun, și din toată familia asta tu te-ai gândit ca eu liniște, să mă angajez, liniște nu? Să vorbesc eu și până mă vorbești tu, da? Nu vorbești peste mine. Deci, acolo vreau să deschid un salon. Păi și cine vine mama să șoarcă părul acum? Cum? Cum, te uite-te la nevastă ta, ce cochetă e. Nu ți se pare că zice în fiecare săptămână la salon? Nu știi dar tu nu te duci? Așa și? Păi și care e problema? Păi deci asta merge. Fac femeile, merg la coafor. Aha, nu toate, să știi, draga mea, tu ești privilegiată. Tu habar n-ai ce fac alea care au să duc la serviciu, muncesc 10 ore, după aia să duc la cumpărături, după aia să duc acasă, fac mâncare, spală, calcă, văd de copil, de bărbat, tu habar n-ai. Vezi, mamă, păi și dacă fii tu vrei una așa, trebuie deci, să-ți iau o servitoare, nu? Stai puțin, că mama puntează bine. Tu ai zis că doar anumite femei pot să meargă la salon. Asta înseamnă că voi nu o să aveți clientele, că lumea obișnuită merge la muncă, nu vine să-și facă părul. Nu. O să meargă foarte bine salonul, uită-te la ea. Uită-te la mine, uită-te la multe, da? Una, și a doua este timpul
ca după 3 ani și ceva de când a născut-o pe Adela, să pună și ea mâna să facă ceva, că ne-am muncit în viața ei. Și te-ai gândit pe Adela? Da, m-am gândit să mai ieși. Cu cine o lași? Da. Păi cu maica ta, cu cine? Cu bunica sa. Cu cine? Acum să o aduc pe mama ca da, să... Da, să o aduci pe maica ta să facă și ea ceva, să se implice și ea în familia asta, totuși, nu? Așa, adică să le duc eu pe toate? Nu, la voi. Că e copilul... Eu nu cred că Adela este pregătită să stea cu altcineva în afară de mine, eu chiar dacă e mama. Eu cred că tu nu ești pregătită să muncești în viața asta deloc. Eu nu cred că vreau să fac mai în casă. Extraordinar. Dragă, dar asta e problema voastră, descurcați-vă. N-am înțeles. Așa, bun, și ce te-ai gândit ca eu să fac în salonul ăla? Draga mea, tu o să faci aproape nimic pentru acești bani pe care o să-i primești. Adică, o să stai pe la recepție, o să mă ajut pe acolo. Cam asta. Aha, deci a găsit metoda perfectă prin care să mă pună pe mine la respect. Să mă pună recepționeră la salon. Deci eu mă așteptam ca asta să vrea să muncească. Dar cum a ținut-o fiimea acasă, nu m-am puf normal. Voi ar trebui să mă înțelegeți și să mă susțineți în ce? Și în chestia asta, pentru că eu, dacă nu mi-ar păsa și dacă nu ar fi adevărat faptul că efectiv mă tem pentru situația noastră de viitor, eu nu v-aș mai da niciun ban, că până la urmă nu sunt obligată, tu ești major, însurat, vaccinat și așa mai departe, tu vorba aia, deci nu aș avea niciun fel de obligație față de niciunul. Fac lucrul ăsta pentru că vă iubesc pe toți. Da? Gat, ne-a pus la punct. Suntem toți cu boticul așa, ca ta șefa. Tătăit. Nici eu nu cheltuiesc mai mult decât vă dau vouă. Și eu am grijă de toate afacerile. Deci, eu cred că ar trebui să fiți un pic recunoscători, nu nerecunoscători. Mai ales că până acum ați cheltuit tot timpul, pe tot ce ați vrut voi. Unde ați vrut, ați mers. Vacanțe de lux. Tot felul de chestii, da? Nu trebuie să mă amintesc. Și ce zici tu acum? Hai să-i transformăm în angajați. Nu? Nu, doar pe tine, scumpă. Da, normal. Minunat. Da. Păi încep să mă convingi. Eu înțeleg că e greu, că e pandemie, că e situația... Așa este. Așa e, mamă, așa e. Mama este o persoană foarte echilibrată și foarte cerebrală. Eu cred că ea are dreptate. Cumpălău ăsta de bărbată-miu? Da, mamă, cum spui tu, mamă? Așa este, mamă. Ah, că mă enervează atât de tare că nu știu ce vine să-i fac. Atât ai avut sens. Exact. Minunat. Bun, deci dacă e o decizie strict economică, eu sunt de acord cu tine. Super! Extraordinar! Mergem? Hai! Hai! O seară bună vă dorim! Pa, copii! Stați liniștiți! Pa, Andrei! Pa, pa! Ai o problemă, nu știu, de ți s-a pus pata pe toată lumea așa și da, culmea pe cei apropiați. Da, mă, am o problemă. Și crezi că te salvezi așa de la falimentul care imaginar pe care ținem... Bă, tu habar nu ai de nimic, așa. Mă. Deci, părerea mea e că ai una mare de tot și cred că e hormonală. Iar eu sunt un om bun de bine și cred că vreau să merg să-ți o rezolv acum. Ca să vedem dacă mai gândești așa după. Hai, poate nu vreau sus dormitorul, știu că vrei. Nu te mai strâmba, că nu țin. O firai tu să fii! Am eu arma potrivită cu care o fac să-i treacă și tristețea. Și stare, și ifosă, și tot ce e rău. Ia, ține. Ce, mă? Bă, deci nu pot să cred. Taci ca mutul, nu zici nimic, nu-mi ieși mie apărarea, o lași pe maică ta să facă ce vrea ea? Păi ce să zic, mă, nu știi care toane de-astea, îi trece într-o zi, două, așa fac cum mereu. Da, mă, și dintre toți eu sunt cea mai fraieră, eu mă duc la muncă, nu? Păi ce vrei să-i facem? Mă, las-o că mâine îi trece. Mâine mă duc la ea, vorbesc cu ea și o să iasă totul. Doamne, deci mie nu-mi vine să cred cu cine m-am măritat. Păi Mădălinei nu-i convine de mine. Păi cine lua, mă, pe ficiorsul? Că zici că e femeie. Mama este o femeie deosebită. Nu înțeleg de ce Irina se pune de-a curmezișul și ține morții să se certe într-una cu ea. Mă, știi că nu pot să-i zic nu. Indiferent de situație, eu, mama nu-i zic nu. Avem o relație specială, așa ceva nu fac. Dar pot să poftim? Mă duc? Am o relație specială cu mama. Pe bune? Nu pot să-i spun ei în față, nu. Dar pot să merg cu ea să vorbesc. Nu, ești incredibil. Trebuie luată pe ocolite. Mă, cine stă cu Adela? Maică ta nu o să stea în niciun caz. Păi clar că nu o să stea, o să stai tu. Păi stai, extraordinar. Ia uite, mă, eu să mă duc la muncă și bărbatul să rămână acasă cu copilul? Păi ce bărbat e ăsta? Doamne, ferește, eu nu știu. Vezi ce faci cu maica ta și convinge-o să renunțe la ideea cu salonul ei tâmpit și să mă pună pe mine la recepție. Că eu nu fac așa ceva.
Acum, acum, că nu-i muri dacă te duci tu o săptămână, două acolo, câteva zile. Să văd că avem intenții, că... Bă, cum se face? Că din tot neamul ăsta eu mă duc la muncă. Păi, dacă tu nu știi să vorbești cu ei, ce să-ți fac? Doamne ferește, deci îmi vine... Mă scoți din minți în momentul ăsta. Hai, mă, că mâine... Și ce să-i fac? Să mă pun în genunchi, în fața ei? Ce, da, ce să fac? Să nu mai faci figuri de alea acum. Incredibil, că nu știu ce. Dacă a, zice omul care stă acasă bine mersi și și-a... Păi eu stau acasă bine mersi, că nu știu să vorbesc cu ea. E vina mea că tu nu ai făcut la fel. Clar că m-am măritat pentru bani, dar nu mă așteptam să mă mărit cu fetița lui mama. Să muncească și ea până când își revine mama. Nu te duci 2-3 zile, 5, o săptămână, o lună maxim și după aia trece. A, deci de la o săptămână ai sărit la o lună. După o lună o să zici încă 2 luni. Băi, tu te auzi ce vorbești? Că mă scoți din sărite, pe bune. Hai, mă, că mâine o rezolv. Dacă mâine nu rezolvi, o să fie grav. Hai, mă, că... Hai, dăm geanta și hai odată să mergem acasă. Fără să mai cedeze în fața familiei, Mădălina începe amenajarea spațiului pentru salonul în care ar urma să lucreze Irina. Însă Irina nu vrea să accepte această variantă și îl deleagă pe Andrei să rezolve situația. Oh, ce faci, băi, mami? Săruna, mama, săruna. Bună. Ce faci, pani? Ia, uite-mă cât spațiu de mare, dar trebuie să dau jos să sta, trebuie... Tavanul e ok, dar trebuie să... Și iar recepția vreau să o pun dincolo, să știi. Unde vreau, nu mai să... Da, nu, e... Să o scoate la capăt. E drăguț și aici o să împart în două. Da. A? Ia spune, mamă, ce... Ia uite, și aici ai văzut cum se vede? Da, da, da. Ce-am văzut. E drăguț, e central, e ok. Ia zi-mi, ce faci? Ce să fac bine cu Irina? La încercat, adică, suntem bine. V-aș certat. Eram sigură că iarăși o să se certe cu tine pe tema rentei lunare, nu-i așa? Ce rentă, mamă? Că vrea să stea cu aia mică, suna. Mă, tu mă faci pe mine să râzău. Adică ea din cauza copilului nu vrea să vină să muncească? Serios? Și tu o crezi? Mă așteptam să-l ia la ceartă Irina, noră mea, pofimiu, când ajunge acasă după discuția cu renta. Că așa e ea. Vrea bani? Și vrea să nu facă nimic. Da, mama, acum știi cum e, a stat atâția ani cu copilul acasă, e greu să se întoarcă la muncă. Da, mama, a stat atâția ani cu copilul acasă, dar eu spun ție că nu asta este motivul. Deci ea nu vrea să muncească. Ei nu place să muncească, ea n-a muncit în viața ei. Ea vrea bani să-i pice așa, din cer și să stea. Nu copilul e problema. Da? Ai ținut-o în puf, așa ai învățat-o? Na, nu se mai poate. Spre deosebire de Irina și de Daniel, Andrei este precaut și cumpătat. Dar pare nu e problemă, nici acum că ne-ai stabilit renta asta, nu știu, după mine sunt suficienți bani să trăim decent. Așa e că sunt suficienți, așa zic și eu, mă bucur că gândește așa Andrei. În sfârșit, l-am învățat foarte bine pe Andrei, nu-mi iese niciodată din cuvânt. Auzi, cumpule, te mai vorbi cu Daniel? Da. Ieri am ieșit cu el la masă, așa, dar nu mai știu despre ce am vorbit, nu contează. Acum, dacă e ceva... Zi-mi și mie, ai văzut ceva suspect la el? Ți se pare ceva... Definește suspect. Mă, dacă mă înșeală, eu nu știu ce-i fac. Mamă, mamă, cu înșelatul, voi vă iubiți atâția ani, n-am văzut așa ceva ca la voi, nici la mine și la Irina. Nu există așa ceva. Bine, mamă, dar stai cu ochii în pas, te rog frumos. Cum vezi ceva ciudat, îmi spui, te rog. Eu spun, dar eu îți garantez că așa ceva nu există. Bine. Hai să ne uităm și pentru dincolo la recepție, da? Mama nu are de ce să-și facă probleme. Daniel sigur nu o înșeală. Iubirea atât de mare și pătimașă ca a lor, n-am văzut nici măcar în film. Să nu exagerăm, totuși. Mădălina este o doamnă prezentabilă, dar nu știm dacă Daniel o iubește atât de mult pe cât spune Andrei. Însă știm cu certitudine că Daniel este un bărbat care își face bine calculele. Alo? Bună, dragule, ce faci? Cum a mers, ca la nebuni? Distracție mare, da. Nu vrei să știi. Nu prea pot acum, dar... E mai mult decât îmi zisesei tu că o să fie. Adică, da, a fost foarte bine, să știi. A fost foarte bine. Incredibil. Poate că ăsta e omul cu motivul pentru care noi nu mai avem bani acum. Ei, ai avut dreptate cu toate, îți dai seama.
Da, întotdeauna ai avut o intuiție bună și m-ai sfătuit de bine. Mm-hmm. Poate chiar mă înșeală cu asta, că plase clizește așa cu el. Bine, te pup și eu, mersi, papa. Cu cine te clizai, baby, așa? Ți-ai schimbat șoferul? Conduce mai bine? Calcă mai bine accelerația? Era sau țocotește la volan mai bine? Vorbește așa? Da, poftim. Iar crede că îl înșel. Și cu avocatul te tragi de șireturi așa ca la... Da, mă trag de șireturi. Nu trebuie mie diplomă de aia de post-universitară, dar... S-aude bine. Ce ai pățit? Ce te zici? Vorbești așa. Este avocatul meu, știi, cunoști atâția. Și vă trageți de șireturi sau ce? Hai mă, termină sau cum? Cu faza. Da? Sorin, da, ai dreptate, dar ce le știi și palea și palea. Aoleu, câți centimetri cubere la motor? Așa m-a provocat mereu, de m-a făcut să fiu nebunită după el. Ce-i drept am și după cine? Daniel, hai că dacă ai alt șofer, ce Dumnezeu? Câți căluți are? Deci mă enervezi. Păi știi că dacă te prind cu de-astea, ai să vezi tu abia atunci acum și ce? Ce să văd, mă? Păi pe bune. Ce să văd? Pe bune. Am simțit eu bine, a? Că ești schimbată, că faci zâmbri. Uite, știi, când o femeie își freacă părul, se gândește la altul. Daniel, potolește-te cu comportamentul ăsta, că nu ți-aduce niciun folos. Care-i tariful lunenea asta? Ei lui mașină sau cum? Nu e niciun tarif, ce tarif? E prietenul meu de atâția ani. A, așa, și hai să ne tragem de șireturi cu prietenii. Așa, ai de auzi, toate. Dar tu știi, mai, Sorin, de atâta mare de timp. Păi și dacă-l știu asta, ce înseamnă? Că ce? Și pe mine mă știai la fel de atâta mare de timp. Dacă doamna Mădălina crede că e fată deșteaptă, e bine, eu o să arăt că am mult mai multe clase pentru că știu ce să fac. Mă, nici mă mir că vorbește așa, că e un limbaj așa, cam de șofer. Păi, mai mult nu pot, aia e, dar asta e. Levier nu mai am, că am pus-o pe cutie automată, cu volanul o trag din stânga în dreapta. Asta este. Dar principalul e că eu știu când să calc frâna. Tu văd nu prea că ai chef de ceartă, Daniel, și nu... Eu nu mă cer cu tine. Văd că tu ești întoarsă pe dos, ne-ai luat pe toți și pe Fitul și pe... Nu, tu m-ai luat că de ce râd la telefon, mai vrei să stau să plâng, păi să adică fac... Adică te strâmbi cu mine toată ziua, de cât timp încoace, austeritate, îți văd moaca acrită și cu aia... Dar nu te mai uita la mine, dragule, dacă nu-ți plac. Da, poate ar fi mai bine. Cine-ți place, nu la mine? Poate ar fi mai bine să fac asta. Că dacă mă înșel... Hai, nu zău. Așa, ce? Ia, ce face? Nu o să fie bine. Da? Da. Ia, vino să-ți arăt, mă, cum o să fie bine. Vino un dormitor, că-ți arăt eu cum o să fie bine, mă. Vino, mă, coace, mă, că-ți arăt eu, mă. Da, e bine să-i atâți așa un pic pe bărbați, că ia uite ce rezultate interesante avem. Or fi rezultatele bune pentru Mădălina, dar pentru Daniel încă nu sunt bune. Pentru că renta viageră, să-i spunem așa, nu a crescut deloc. Cu toate eforturile lui Daniel de a-și îmbuna iubita, Mădălina nu a cedat. Ba mai mult, a deschis salonul, iar Irina nu a avut de ales. A fost nevoită să înceapă munca. Bună, Mădălina. Ce-i cu tine aici? Vreau să vorbesc și eu cu tine. Și numai acum, puteai în timpul programului, da? E important. E important. Ce e important? Ia să vedem. Am și eu nevoie de câteva zile libere. Cum ai spus? Cum ai auzit? Vreau și eu câteva zile libere. Dar de ce vrei tu câteva zile libere? Pentru că nu mai pot, nu mai fac ce față. Ce nu mai poți? La ce nu mai faci față? La ce? La muncă, fetițo? Da. Serios? Deci după ce că nu am niciun fel de beneficiu de pe urma ei, că nu mă stă și toacă bani în prostie, mai are și tupeu! Păi și cu femeile alea care... Mă, tu ai bonă, ai femeie în casă, o ai pe maică ta și tu te plângi, ai muncit tu o lună din viața ta, da? Prima lună din viața ta în care ai muncit și gata, ai obosit. Vrei concediu? Da, vreau. Nu, 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 e inadmisibil. Așa ceva. Pe deci, bune? Pe bune chiar ai tupeu. Nu mai suport. Unde o fi găsit-o, domnule Pasafinu? De ce l-o fi lăsat să se însoare cu ea?
Auzi, tu știi ce înseamnă să vorbești cu toate pițipoancele astea care vin în salon? Tu știi ce înseamnă, fătiță, să muncești? Nu, nu știi. Ai muncit și tu o lună și ai obosit, deci nu se poate așa ceva. Ești incredibil. Nu știu ce tupeu, extraordinar de mare tupeu poți să ai. Deci te rog frumos, pleacă că mă, până nu mă enervezi și mai tare. Deci tu chiar vrei să-mi spui mie că nu dai astea două zile bineînțeles libere? Bineînțeles că nu ai ce să cauți cu zilele tale libere. Pune mâna și muncește. Bă, bălăul de fimiu e de vină, că o ținem puf și ăsta ei s-a urcat la cap, că se cuvine ei. Păi da, bărbatul meu e un pămpălău și o lasă pe asta să ne controleze nouă viața. Nu ți este rușine după ce că nu ești în stare să faci mai nimic? Ce mare lucru ai mă de făcut tu acolo? Ce ai mă să răspund la telefon să faci niște programări, mă? Și să nu faci numai niște asta, casă, că stai cu ele de vorbă, le întreții, le duci, le conduci. Și e greu asta, nu? Asta crede că e regină și noi suntem servitorii ei. E foarte greu. Mă face greu psihic, pur și simplu nu le mai suport. Mă, am nevoie de două zile astea libere. Tu nu ai niciun fel de flair în afaceri. Tu nu ai niciun fel de dorință să măcar să înveți cum se fac naiba banii ăștia pe care tu știi doar să-i consumi. Bine că ești tu deșteaptă. Te rog frumos, ieși afară imediat. Gata. Mersi pentru nimic. La revedere. Irinuca, ce faci? Ce s-a încercat cu Mădălina. Hai mă, stai, ce ești așa nervoasă? Mamă, m-a umplut de nervi. Vreau și eu două zile libere și asta nu vrea să-mi dea. Știi ce? Hai, lasă-mi în pace, calma este. Hai cu mine la o cafea și uităm de toate problemele astea. Hai, hai, hai. Hai. Normal că Daniel mă înțelege, știe ce are la ușă. Fiind victime ale aceleiași conjuncturi, Daniel și Irina ies împreună în oraș, în primul rând pentru că au un interes comun de discutat. Iar de aici, cine știe, se poate naște o strategie. Doar nu avea pe altcineva, acum nu știu. Doamne, ferește, cu păi, la asta a început să se comporte altfel și a schimbat atitudinea. Nu știu ce are, chiar nu știu. O fi supărat, o avea probleme medicale, o avea vreo problemă de vârstă. Nu știu, sau pur și simplu o fi îndrăgostită de cineva, dar nu mi se pare normal. Bani nu mai dă, a început să controleze programul fiecăruia. Da, la asta se pricepe cel mai bine, la control. Și nu știu, nu înțeleg, dar pe mine mă enervează treaba cu banii, deci asta e cea mai ciudată. De unde era mână largă, avea grijă de fiecare, să ne simțim bine, să fim fericiți. Noi o făceam la rândul nostru fiecare în felul lui fericită. Păi mai nou ne transformă în angajații ei. Vezi, asta mi-era teamă la un moment dat, mai toți oamenii cu bani, să știi că asta fac mai devreme sau mai târziu, te consideră un obiect, nu știu, de data asta chiar sunt foarte supărat pe Mădălina. Nu înțeleg comportamentul și nu-mi place cum mă tratează. E ca de la șef la angajat, ca da, bă, pe așa, pe așa, nu vreau eu așa, am toane așa, uite așa, tu trebuie să te execuți. Ea dacă șefa, dragoste normal. Începem să ne executăm, acum nu mai e dragoste, că de-aia cu sila și cu ordine nu merge. Mădălina cam are darul ăsta așa să îi subordoneze pe toți, să facă pe șefa, să ne coordoneze, cam așa e. Deci l-a întors pe Andrei la 180 de grade. Bă, da. Că e, are 6 ani. Mă enervează la culme și mai nou să lucrez pentru ea, că ea e marea patroană. Auzi, da, crezi că ar putea avea vreun plan, nu știu, să te despartă de el? Sau poate să-mi dea și mie papucii? O fi nebunit, o avea pe vreunul, o avea vreun sfătuitor? Bă, dar prea deodată, pe toți, ne-a luat așa în șuturi pe toți trei. Doamne ferește, nu știu, a nebunit, a luat o razna, mă enervează maxim. Și eu nu înțeleg, adică, păi, tu ești un bărbat foarte mișto, foarte inteligent. E, mulțumesc, și tu ești până acum n-ai strâns niște bani, nu știu, să-ți faci afacerea ta sau... Bă, proastă nu e, înțelegi? Eu am luat niște bănișori, dar nu sunt suficienți nici pentru o altă casă, nici pentru o afacere ca lumea, nici măcar pentru o mașină, că am început să-mi urlec ca o pisică, că vreau mașinuță, nu știu ce, nu mai vrea nimic. Ți-am zis, proastă nu e, dar nici eu n-am cum să mă arunc așa și să ciupesc tot deodată, așa, strop cu strop să adună. Păi ce să mai ciupești, că nu mai dă nimic, nu vezi ce face. Lasă, lasă, că pisul te place, ea pe mine mă place, da. Și noi ne placem. Asta e, nu? Trebuie să ne vedem de ale noastre. L-am învățat bine pe Andrei, s-a orientat senzațional. Irina arată într-un fel anume.
Sincer, eu nu știu cum ai putut să stai sub păpucul cu ea atâta timp. Doamne. Ea e tot timpul stresată, crizată și nu mai vorbim ce vârstă are. Mă, n-are numai părți rele, dar aici nu vorbim de nicio comparație, uite. Întotdeauna m-am simțit foarte bine în prezența lui. Știe să fie bărbat cu adevărat. Păi uită-te la tine, ce... Hai, că nici cu tine nu-mi e rușine. Poțomancu. Super. Ești tu drăguț așa. Nu, tu ești. Îmi place foarte mult de Daniel. Știe să fie bărbat cu adevărat. E vesel, e înalt, puternic. Exact cum îmi place mie. Știi ce m-am gândit? Hai să luăm masa la un restaurant frumos așa, ca doi porumbei, să ne deranjeze nimeni. Vine porumbelule, hai. Stăm liniștiți așa. Întotdeauna mi-au plăcut bărbații înalți. Da, și mie femeile ca tine. Hai că o să ne distrăm. Îmi pare foarte bine că ne-am apropiat. Abia aștept să văd ce ne rezervă seara asta. Nu mă simt vinovat. Pentru că Andrei e necopt, încă nu-i matur și nu cred că o apreciază pe Irina așa cum știu eu să o apreciez. Aprecierea de care este capabil Daniel o cunoaștem și este direct proporțională cu îngrijorarea Mădălinei. Ei bine, doamna Toader nu s-a gândit la scenariul acesta. Ce faci, Gărgăriță? De unde vii, domnule, la ora asta? Cum adică, da? Ce? Ce cum adică? Ce mă iei de ca și cum am... Cum adică? Unde ai stat până la ora asta, da? Unde ai stat? Ia zi. Am întâlnit cu un prieten. Te-ai întâlnit cu un prieten? Uite așa, am fost unde am fost. Ce, trebuie să dau raportul așa, pas cu pas, minut cu minut, secundă cu secundă? Și de ce nu m-ai anunțat și pe mine? Și de ce nu mi-ai răspuns la telefon? Și de ce ai telefonul închis? De ce ai telefonul închis? Spune-mi și mie, ha? M-a lăsat bateria. Te-a lăsat bateria. Și nu te-ai gândit să-ți anunți și tu iubita atâtea ore, nu? Da. De unde să știu eu că... De unde să știi tu că e 11 noaptea, nu? Stai la discuții. Stai la discuții. Ce prieten? Cu ce prieten te-ai întâlnit? Hai, zi cu ce prieten și dăm numărul de telefon acum. Hai, zi ce prieten. Da, tu nu-ți dai seama acum în ce fel te comporți? Da, mă comport așa cum trebuie să mă comport. Hai. Ei, și cum să-mi zi dăm numărul cu dăm care numărul mă faci de ce basme? Ce bine, zi ce prieten atunci. Marius! Marius! Da! Bine, Marius, dă-mi numărul de telefon. Dar stai liniștită, nu te mai comporta așa, că e aiurea, nu-ți stă bine deloc. Eu nu știu ăsta. Vrea să se răzbune pe mine, nu știu, nu înțeleg ce vrea să facă. Eu nu-l cred că s-a întâlnit cu Marius. Te comporți tu, dar de gata, când hai. Sunt problemele cu banii, gata. Bun, uite, că-s probleme cu banii. Hai, lasă asta. Hai, stai jos, că vreau să spun ceva. Ce să-mi spui? Stai jos un pic. Acum vrei să mai și spui? Da, hai, stai jos un pic. Ia, uite ce m-am gândit, fii atent. Hai să vedem ce vrea să-mi spună domnul. Ia zi, ce mai vrei? Bun. Tot ai zis că eu doar cheltuiesc, că mă distrez, că te taie banii, se taie aia. Așa? M-ai umilit că nu fac, că n-am studii. Păi lasă că nu te-am umilit. Ok. Poți studi, hai. La studii te țin. Da, bun, facem. Nu am chef de prostii. Păi nu văd că ești într-o stare... Păi normal zic, că stau și te aștept de 5 tu... ore, nu știu unde ești. Am zis că te-a călcat... Am fost la discuții, tot vreau să fac ceva, tu tot te plângi că nu mai sunt bani și m-am gândit să încerc să găsesc o idee, am mai vorbit. Marius? Ce idee ai găsit cu Marius? Da, mă, am vorbit, i-am zis ce vreau să fac și mi-a zis că, bă, nu e rău. Ce? Hai să vedem. Așa, dacă, ce nu e rău? Vreau să dai bani să... vreau să fac un barbăș. Dar ce? Ce? Cu o idee mai prostă nici nu putea să vină la mine. Se vede că nu are școală și că nu are flair, nu are, nu e pregătit, nu e stofă în el, n-are. Dar ce e de râs? Trăim în evul mediu, în... nu se mai îngrijesc bărbații. De unde și până unde? Nu se mai tun, nu se mai bărbirez, nu de se mai aranjează. De unde și până unde chestia asta? De ce nu? De ce? Că mi-am deschis eu salon? Spațiul ăla este al meu. Nu da. Plătesc chirie. Eu acum da. Scot bani din spațiul ăla, dar da. Tu, da. Tu trebuie să duci să închiriezi un spațiu și eu spun că nu o să scoți banii nici măcar de chirie. Că nu-mi dorești tu asta, văd că ești nu pusă pe... Nu că nu-ți doresc. Ce barbershop? Dar sunt atâtea. Ce? Nu vrea să mă ajute să-mi deschid o afacere ca să mă înjosească și să mă țin așa ca pe fraier sub papuc. Deci încep să mă enervez foarte tare. Da, de și eu încep să mă enervez foarte. Ceva timp încoace, nu mai în scandal, nu mai inflamată, irascibilă, da. Te hăhăiești cu alții,
Nu mai mă jignești, mă umilești. Cu prietenul orice nostru, vreau să fac, nu e ok. E prietenul tău, nu e prietenul meu, moșul. Da, lasă că la câte ne-a ajutat, ai fost și tu bani păi din ajutor. Te-a ajutat pe tine. Și pe mine păi, și indirect pe tine. Acum m-a ajutat pe mine că și te spui că-s banii tăi, că e viața ta, că e deșteptăciunea ta, că e afacerea ta. Păi și nu e așa? Acum ne-a ajutat pe amândoi? Da. Nu, amândoi era vorba doar în pat. Ha. Am momente în care pur și simplu m-am săturat ca eu să fiu bărbatul în casă, să-i întrețin pe toți și ei să fie tot timpul nemulțumiți. Mă strivește, nu știu cum să zic, îmi calcă demnitatea în picioare. Aia e ideea și dacă continui în felul ăsta, să știi că eu m-am săturat. Nu ești bun de nimic, nu e așa, nu e așa, descurajat, nu așa, ce mașină străție? Adică, nu ai față, bă, de mașină, ce stră... Vrei să deschide afacere? Nu e, bă, ce trebuie Daniel, să faci, tu fac dacă eu. Nu cobori tu în stilul ăsta de a vorbi, există tipuri de femei care te urcă și care du-te te coboară. Du-te, mă, la tipurile alea de tu femei. Tu mă cobori pe mine bine. Să știi că nu-mi place atitudinea bine, pa, asta. Bine, pa, 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 pa. Nici să nu te mai văd. Te văd de ce faci de unul singur. De data asta mi-a pus capac. Gata, s-a terminat. Eu cred că o să-mi iau câteva zile libere și plec de una singură la un spa să mă relaxez, că nu-l mai suport. În regulă, doamna Toader, nici domnul Ionescu nu vă mai suportă. Poate că de aceea folosește lipsa de acasă a stăpânei pentru a crea momente unice într-o companie cât se poate de plăcută. Bună! Easy, miau! Ce bine arăți o adevărată felină! Dă-mi voie să te ajut! Dă-mi peinuța! Și fate cu mult, am un vin bun de colecție și nu o să duc. Okay. Da? Te aștept, nu întârzi mult, da? Mamă, mamă, ce mă nebunește Daniel. E genul de bărbat puternic și are toți mușchii iar lucrat la sală. Pisi. Bună. Ce faci? Mă aranjez. Ce bine arătăm. Am o cursă pentru tine, domnule șofer. Pe bune? Cât vrei să fie de lungă cursa asta? Cam câtă benzină aveți? Abia mi-am făcut plinul, să știi. Pregătit ca întotdeauna. Da. Ce bine arăți, mă, pisi. Foarte bine arăți. Mă termin cum arăți. Abia acum înțeleg de ce Mădălina pompează bani în el și nu poate renunța. Cum să pierzi un așa bărbat? Mădălina m-a supărat foarte tare. Am nevoie de relaxare. Am nevoie să mă destind. Iar Irina e o fată senzațională. Senzație. Știi ce vreau să zic? Cum ar fi să ne luăm noi o cursă mai lungă, așa să plecăm, să zburăm undeva, nu știu, să stăm doar noi doi. Să nu ne mai întoarcem niciodată. Păi, poate că nici nu avem motiv să ne mai întoarcem. Cum ar fi? Ar fi minunat. Dar să rezolvăm problema cu Mădălina. Nu-mi strica cheful. Nici nu vreau. Hai, ziceți ce e, cum e, de când e. A, ce să fie? Nu între voi, ce este asta? Nu e mai nimic, ai nebunit la cap, ce ai? Ce căutai cu ea în dormitorul nostru? Da. Ce căutai cu ea în dormitorul nostru? Nu mai intră nimeni în dormitor. M-am uitat în oglindă. Cum adică? Cu ea? Nu, eu m-am uitat în oglindă și ai uitat. Dar uite oglinda, ai oglinda aici, ai două oglinzi. Tu crezi că soția ta te iubește sau stă cu tine pentru banii mamei ta? Tot mă gândesc la chestia asta de când i-am prins. Făcând ce făceau ei? Crezi că mă interesează atât de mult banii tăi și banii maică-tii? Nu mă interesează, mă, și pentru asta. Că atâta crezi că te-am înșelat, vezi, Doamne? Da, e posibil să se fi întâmplat la un moment dat lucrul ăsta, recunosc. Pentru că m-am săturat să trag de tine și tu să nu ai reacție. Dar cum de-a plecat de acasă și te-a lăsat așa singură? Nu, nu știu, să nu mai vorbim de asta. S-a dus la un spa să se
calmeze, să era nervos. Lasă, uite ce bine a făcut. A dat ocazia. Da, n-a greșit. Să ne bucurăm unul de altul. Ce faceți mai aici? Ce înseamnă? Fix acum s-a trezit Andrei să vin aici. Pe ăsta care nu iese din casă neanunțat? Bă, vă sunteți nebuni, eu sunt prost aici? Hai mă, liniștim, hai mă, ce-i cu tine acum? Băi, ce ai? Nu făceam nimic, a venit și mi-a adus un pahar de vin și am ciocnit cu el atâta tot. Așa, și eu sunt prost. Nu ești prost, cum să fii prost? Te-a făcut cineva prost? Hai mă, stai liniștim, mă, ce ai? Bă, ce hai, zi, mă, să-ți aduc și ție un pahar? Hai, da. Hai, ziceți, ce e, cum e, de când e? Hai. Ce să fie? Ce să fie? Între voi, chestia asta. Nu e mai nimic, ai nebunit la cap, ce ai? Că am timp, până mâine dimineața sau până vine mama, avem tot timp. Dacă îi spune lui soacră mea, s-a stricat combinația. Calmează-te și nu-i adresa niște vorbe care ar putea fi dăunătoare și care v-ar durea pe amândoi mai târziu. Păi tocmai, că tu mă cunoști, că îți povesteam orice, că veneam la tine, mă plângeam și tu așa am rezolvat problemele. Nu mă așteptam la Daniel, care mi-a fost ca un tată, cel mai bun prieten, să mă tradeze la modul ăsta. Dacă stau să-mi fac mustrări de conștiință, mă doare rău pentru el. Dragul meu, familia asta a fost foarte tensionată în ultimul timp. Așa că cel mai bine ar fi să luăm o sticlă de vin, mai multe sticle de vin, și să stăm la o masă toți patru, să nu ne mai gândim la bani, la muncă și la toate chestiile astea tâmpite care s-au întâmplat. La bani, mă? Bă, tu mă iei de prost aici, eu ce sunt? Sunt papagalul tău? Păi te prind cu ăsta, te pupă pe gât și tu îmi zici că e de la bani? Cine m-a pupat, măi, pe gât nici m-a pupat? Nu, nu mai îți face iluzii, că nu s-a întâmplat nimic. Și îmi duce să nu zic lui mama, păi ia, hai să vine și mama, să vedem, să rezolvăm chestia asta. Păi foarte bine, să vin. Am apelat la inteligența ta. Lasă inteligența mea. Îți convine, am mai avut noi discuții, îți convine starea maică-tii, tensionarea asta în care stăm cu toții de atâta timp pentru că maică-ta a luat o raznă. Mama, la razna? Acum ce faci? Rupi liniștea și în familie, la asta tine și faci un alt motiv de ceartă. Stai puțin, că nu mai ai 10 ani. Ce ai văzut? Că n-ai văzut nimic. Stai să vezi că dacă află Mădălina, scandalul e făcut de nu ne mai spoală nici Dunăre. Hai mă, iubire, termină-te cu prostiile astea, că n-ai văzut nimic, practic mi-a adus omul un pahar de vin și atâta tot ce a făcut mare chestie. Da, bă, ce ai 10 ani acum? Ce ai văzut? Că nu înțeleg. Păi tu ești pas dacă l-ai și zici mie că nu s-a văzut mama. Ce hâlare, mă, băiatule! Și mai zici și de mama că e tensionată mama. Păi și dacă e tensionată mama, e detensionată nevastă mea și vezi să tensionești pasă sau acum. Păi chiar nu știu mămica să o detensionăm și pe ea. Uite-te puțin. Păi chiar și pe mama, suntem în pat? Nu. Suntem dezbrăcați? Nu. Păi și tu ce zici? Ce facem? La tine toate se fac doar în pat, mă? Atât de prost sunt eu? Nu știu, dar eu încerc să te calmez pentru că exact ce vezi, adică nimic, aia s-a întâmplat. Uite, așa un pahar Andrei de vin, potolește. Nici măcar băut. Hai, bine, hai că o sun pe mama și nimic ăla pe care dacă, le nimic ăla. Dacă tu voi crezi că te liniștești, asta sună. Andrei! Ce are, dragă? Ce, dar ce caut aici? De ce l-ai adus acum aici? Andrei! Odată ajunși în acest punct, ne întrebăm firesc ce a mai rămas de spus. Dar cum viața ne oferă întotdeauna surprize, este mai interesant să așteptăm poziționarea fiecăruia în această poveste, departe de a se fi încheiat. Cum e posibil așa ceva, măi, Daniel? De la ea n-aveam nicio pretenție. Că știu cine e. O, dar de la tine, mă, în casa mea, în dormitorul nostru, Daniel? Pe banii mei, mă? Ce te referi, că cum? Nu înțeleg? Hai mă, chiar așa îmi jignești inteligența totuși. Nu, tu hai cred că te duci bine cu imaginația în locuri în care n-ai avea ce căuta. Andrei, și-o fi Andrei, imaginat, fă puțin lumină, te rog frumos. Ce s-a întâmplat mai exact? Am venit la Daniel să vorbesc cu el, cum facem de obicei, să ne sfătuim într-o privință și urc ca de obicei, fără să strig, să fac gălăgie, vezi că am venit sau ceva. Și văd dormitor pe Daniel și pe Irina îmbrățișați cu vin. Nu înțeles că vede chestii. Nu eram îmbrățișați. Aveam un pahar de vin în mână pe care Daniel mi l-a dat pe partea cealaltă. Adică și a Andrei părut că suntem bine îmbrățișați. Ce căutai cu ea în dormitorul nostru? Da. Ce căutai cu ea în dormitorul nostru? Nu mai intră nimeni în dormitor. M-am uitat în oglindă adică? Și am
cu ea? Nu, eu m-am uitat în oglindă și ai uitat pahar de vin. Oglinda, ai oglinda aici, ai două oglinzi. Păi nu că m-a strigat pe mine și eram eu sus. Da? Vino încoace că sunt aici, poftim, n-am. Și tu ce căutai aici? Am vrut să-mi spună ceva și acum a vrut să-mi spună și el. Da? Amândoi aveau o problemă. Da, și punem la cale probabil să stăm cu toții la un pahar de vin, să mai detenționăm puțin lucrurile din familia asta. Și a venit așa pe rând, adică el n-a știut de unde pleci tu. Dar nici dumneavoastră, adică aveați un mic secret, punea starea la cale. Și eu eram plecată, că știai foarte bine. Dacă mă lăsați să vorbesc, poate pot să explic și eu un lucru foarte simplu. Ce să explici? Soțul meu, Andrei, este băiatul lui mămica, iar eu cu el nu aș fi putut să aduc pe toți oamenii ăștia la aceeași masă, da? Doamna de aici de față ne-a pus pe toți la zid. Soacra ta de altfel. Soacra mea, da. Soacra mea. Dar din toată familia asta numai pe mine mă trimite la muncă și restul trebuie să stea frumos la casă. E o problemă să munciți? Păi e o problemă pentru ea să muncească, pentru că de atâția mari de ani, de 7 ani, da, de când sunteți împreună, tu trăiești pe banii mei și nu oricum, în puf, în lux, da? Și acum considerați că ați făcut bine? Adică, păi se pare că nu am învățat așa, doamnă? Am făcut pentru Fimiu și pentru asta mică acum, care are 3 ani și ceva, Adela. Adică nici fiul dumneavoastră nu muncește? Nimeni nu muncește păi decât nu, dumneavoastră? Păi nu, hai să trimitem pe alții la muncă, că băiatul să stea acasă, frumșel. Da. Cumva e așa normal să muncești. Doamnă, copilul? Pe nu de altă este parte, normal. Ea, Irina, a considerat că Daniel o să o convingă pe mama mult mai ușor să primească mai mulți bani decât primesc eu. Și ce a zis? Cum e, doamnă, să vă auziți propriul fiu, propria noră, iubitul dumneavoastră, discutând despre bani într-una? Da, adică asta sunteți dumneavoastră? Asta reprezentați pentru ei? Deci, nu, asta a adus Mădălina, situația asta între noi acum s-a rezumat cu totul la bani. S-au dus relațiile de apropiere, de familie, păi de tot. Ce s-au dus pentru că au uitat banii ca măr al discordiei. În... Că de la bani a plecat, de-aia ai vrut să faci consiliu moment de familie, de-aia faci pe șefa cu noi toți, de-aia vrei să ne pui la punct pe fiecare în parte. Despre asta vorbim. Dacă scoatem din ecuație banii, hai să luăm la puricane, întoarcem toți în sus să ne scuturăm de așa, să vedem despre ce e vorba. În sus când a venit despre vorba de limitarea sumelor de bani? Ce nu-ți convine sau ce problemă ai tu? Dar ce obligație am eu să vă dau vouă bani? Păi nu, n-ai nicio obligație, dar noi ce obligație avem să suportăm? Cineva ceva că ai nebunit lumea cu banii tăi. Ai, nu mai spune, dar n-aș cerut, dar ați consumat. Nu, ai făcut o psihoză legată de bani. Iar tu ai cerut tot timpul, hai. Ce am cerut? Tot timpul. Eu ți-am fost angajat în primul rând. Mi-ai fost angajat? Cine a renunțat la actele de angajare ca să treacă la relația următoare, la pasul următor? Angajatul soțului meu. Și tu cine erai pentru soțul tău? Iubitului meu soț. O străină? Bună combinație. Sau cum atunci ai acceptat? Bun, hai că-ți desfac cartea de muncă ca să te pun pe cartea mea. Sau cum? Pe cartea patului sau cum? Doamne, îi place să fie servită. Doamne, îi place să aibă angajați. A făcut o psihoză de la bani și deja și-a denaturat toate relațiile. Și vă comportați cu propria familie ca și când ar fi niște angajați? Ia spune. Ba, pentru că ei muncesc. Niște slugi. Și e o bună manipulatoare. Slugi. Sunt slugi. Adică ei nu fac nimic pentru banii pe care îi primesc. Dar ei sunt slugi. Dar ne-ai lăsat pe vreunul să facem de fapt ceva? Vreau să dai bani să... Vreau să fac un barbăș. Dar ce? Ce e de râs? Dar ce e de râs? De ce nu? De ce? Că mi-am deschis eu salon? Spațiul ăla este al meu. Nu plătesc chirie. Eu acum scot bani din spațiul ăla. Dar tu trebuie să duci să închiriezi un spațiu. Și eu spun că nu o să scoți banii nici măcar de chirie. Că nu-mi dorești tu asta, văd că ești nu pusă. Nu că nu-ți doresc. Ce barbershop? Dar sunt atâtea. Ce? Eu i-am mai spus și lui Andrei, haide să facem ceva împreună, să nu mai depindem atâta de maică-ta. Maică-ta în sus, maică-ta în jos. Niciodată nu a fost capabil să ia o decizie. Ce ai făcut tu, fetiță? Până la urmă, de ce ați ajuns într-o relație cu acest domn? Adică în momentul în care l-ați cunoscut, nu i-ați cunoscut familia, nu știați ce-i poate pielea lui maică să mă vorba de asta. Păi tot am sperat că va veni o zi în care să pună și el piciorul în pracă, e bărbat, nu? Nu, poate tu ce nu știi. Asta practic, ce tine? Nu vă ce convine asta? La Andrei? Că înțeleg că traiul vă este asigurat, exact. Nu trebuie să munciți. Exact. Păi și dintr-o dată nu mai e. Dumneavoastră are vreun ajutor, doamnă, sau ea trebuie să facă tot menajul nu în casă? Nu, nici vorbă. Nici vorbă. Eu am grijă de copilul meu. Toți primește sau ce? Deci, până acum au
consumat efectiv câți bani au vrut ei pe orice. Ai, iar în situația... I-a sustras cineva acum, cu forța? De acum nu mă mai interupe, că eu nu te interup. I-a sustras, păi, dar nu că nu ne acuzi mai... și pui niște lucruri într-o variantă în care nu. O vezi doar tu, în psihoza ta, în imaginația nimeni, ta. A fost alegerea mea, păi, să atunci dau, nu, pune, nu ne dar... pune pe noi într-o lumină proastă. Păi stai puțin, dar momentul... să alegi să nu ne dai. Ai tăcut? Nu, tacă, n-am de ce să tacă, vorbești mult prost și fără obiect, ai făcut o psihoză, punct. Ți-ai stricat relația cu Fitu, i-ai stricat căsnicia, vrei să spun, el îmi face confidențe Hai, de mult. Ce manipulator îmi face ești. Confidențe de mult, bărbat nu poate să fie în fața nevestisii, deși au un copil și au o iubire, pentru că e manipulat de tine. Tu l-ai adus în starea asta. Uite cât de tare manipulează pe toată n-ai văzut, lumea. N-ai văzut nimic la mine. Nu trece nimeni în materie de manipulare. Hai, lasă cine vorbea. Doamna Mădălina l-a crescut pe fiul dânsei excesiv de protectoare? Adică nu l-a lăsat să se dezvolte? Voi asta ați descoperit? Da. Asta ați simțit? De ce, doamnă? Nu, împotrivă. Fiul meu s-a născut când eu aveam 17 ani. A fost o iubire nebună în liceu, prostească. Tatăl lui m-a părăsit imediat. Eu am rămas cu copilul, mi-am terminat liceul, mi-am făcut facultatea. Am crescut copilul, am mai avut relații, dar nu s-a legat nimic serios, da? Și adică ați încercat să-i oferiți o familie, am încercat, așa cum este și normal. Sigur că da, să aibă și o figură paternă cum este normal. Dar până la fostul meu soț Constantin, care este și va rămâne iubirea vieții mele, nu am găsit, dar în momentul când l-am întâlnit pe Constantin, într-adevăr, el i-a fost un tată adevărat și un soț minunat. Dar eu am muncit atât înainte de a-l cunoaște pe taicătu Vitreg, că nu pot să-i spun taicătu Vitreg, pentru că chiar ți-a fost un tată adevărat și care ne-a iubit sincer și ne-a sprijinit, iar accesul acesta la toți banii pe care i-am acum și la toate afacerile, într-adevăr, a fost prin fostul meu soț, da? Dar eu am muncit cot la cot cu el. Eu am învățat și am muncit, că de-aia știu acum să fac bani în continuare. Păi cum știi să faci bani? Lucru pe care și ea îl are la dispoziție, exact aceea situație o are la dispoziție, dar nu o folosește pentru că nu vrea să muncească. Știți ce v-am întrebat asta? Pentru că pe fiul dumneavoastră nu prea l-aud vorbind. El practic nu a avut tată. Și e foarte sensibil, într-adevăr. Este legat de mine, dar nu este incapabil de a se descurca. Vreau să-mi spui și mie părerea ta. Tu crezi că soția ta te iubește sau stă cu tine pentru banii mamei ta? Tot mă gândesc la chestia asta de când i-am prins. Făcând ce făceau ei? Ce știai că face Irina în ziua respectivă? Adică ți-a spus, vezi că uite-te, voi avea o discuție cu Daniel? Sau știam că e plecat de acasă, nu știam exact unde e, știam că a plecat la job, terminase jobul și nu am sunat-o să o întreb unde este. Ce faci? Mă aranjez. Ce bine arătăm! Am o cursă pentru tine, domnule șofer. Pe bune, cât vrei să fie de lungă cursa asta? Cam câtă benzină aveți? Abia mi-am făcut plinul, să știi. Pregătit ca întotdeauna. Cum de s-a ajuns în această situație? Dar nu s-a ajuns la nicio situație. De fapt, mama spunea că ea este dublu lovită. Eu, de fapt, sunt triplu lovit. Așa odată, este. Ea m-a înșelat. Așa este. Nu te-a înșelat nimeni. El mi-a înșelat așteptările și, pe de altă parte, el a venit în această ecuație din cauza mamei. Înțelegi? Dragul meu. Deci, practic, eu sunt cel mai lovit din această situație. Așa nu înțeleg. Așa de fapt, nu-ți crea singur complexe și frustrări. De ce am ajuns în situația asta? Că, întreabă practic... pe soția ta, practic, de ce s-a ajuns aici. Eu, în primul rând, nu te-am înșelat. Încă. Pentru că am venit prea devreme și nu ajunsese rău. E o supoziție proastă. Nu e foarte valabilă. Aș vrea să spun doar că eu cred că ar trebui să definim verbul a înșela. Ce înseamnă a înșela? Definiți, doamna profesoară. Ce înseamnă? Filozofie existențială, neapărat să prindem actul în sine? Nu. Sau faptul că în dormitorul nostru se afla el cu nora mea? Până la urmă... Păi ce se numește înșela, doamna Mădălina? Cred că dumneavoastră stă în această definiție. Până la urmă, eu cred că ar trebui să le întrebați exact
ceea ce a simțit. Dacă acel gust a fost unul foarte amar, e clară treaba, nu? Dacă reacția de pe chipul soției tale ți-a dat de înțeles că lucrurile nu sunt chiar la locul lor, asta este tot ceea ce contează. Atmosfera pe care eu am văzut-o când am intrat acolo nu era o atmosferă de socru onor. Oh, dar cum era? Nu exagera. Șocul tău a fost că ai văzut-o pe ea acolo și nu te așteptai. Nu altceva, că altceva nu s-a întâmplat. Ce Dumnezeu, nu trunchea ce ai văzut cu ce ai crezut. Pe cine îl iubești? Pe el sau pe el? Pe el. Aha, și ce căutai cu el? Până la urmă, care este adevărul, doamne? Care e adevărul? Vreți adevărul? Bine, vi-l spun. Și Andrei, te rog să fii foarte atent. Nu te-am înșelat. Nu o mai suport pe maică-ta și toată situația asta care s-a creat aici. Și faptul că tu niciodată în fața ei tu nu mi-ai luat mie apărarea. Ți-am tras atâtea semnale de alarmă și ți-am spus de atâtea ori să facem ceva împreună. Pentru că da, banii au fost și am avut la dispoziție toate variantele și posibilitățile să facem ceva al nostru. Să nu mai depindem de draga ta, mămică. Și văd că tu în continuare ești lipsit de reacție. Iar pe mine mă nebunește lucrul ăsta și cred că la un moment dat o să cedezi și chiar o să te înșel. Și nu vreau să ajung până acolo și deja pentru mine este prea mult. O seară frumoasă să aveți. Bă, unde pleci, mă? Ia, dă, stai, stai, unde pleci? Irina, stai! Ce stai, vrei? Irina. Ce se întâmplă? Hai să discutăm o dată, să ajungem la un numitor comun, să vedem ce facem. Acum vrei să ajungem la un numitor comun, nu? Băi, eu m-am săturat ca mama ta să mă umilească, să mă înjosească și tu niciodată să-mi iei mie apărarea. Ți-am dat atâtea semnale de alarmă, am vorbit de atâtea ori cu tine, să facem ceva. Crezi că mă interesează atât de mult banii tăi și banii maică-tii? Nu mă interesează, mă, și pentru asta, că atâta crezi că te-am înșelat, vezi, doamne? Da, e posibil să se fi întâmplat la un moment dat lucrul ăsta, recunosc, pentru că m-am săturat să trag de tine și tu să nu ai reacție. Eu vreau să divorțez. Și nu vreau să divorțez. Uite, eu am crescut fără tată, da? Tu dacă pleci, iei copil. Eu nu vreau ca fata mea să crească fără tată cum am crescut eu. Înțelegi? 1. 2 la mână. Tot ce avem noi vine de la mama. Haine, casă, mâncare, mașină. Bun, și când ți-am zis că la afacere să facem ceva, să investim în ceva, să nu mai cheltuim așa de aiurea? Și am strâns noi vreodată bani? Că vacanțe, că haine, că plimbare. Nu mă nebunești de capt. Am strâns noi bani? Am zis eu, nu facem asta? Am dar venit unul dintre... Dar nici n-ai spus să facem ceva! Cum n-am spus? Că am vorbit de atâtea ori. Hai să mergem să facem, să nu știu ce. Nu, că hai că luna asta, hai să mergem în nu știu ce vacanță. Luna păi lasă-mă, mă, de vacanțe, că eu nu vorbesc de vacanțe aici și de cheltuitul banilor așa, pe plăcerile vieții. Eu vorbesc de a face ceva din care să produci niște bani. Să nu mai depinzi de maică-ta, să nu mai stai atâta la cheremul ei. Dacă ea zice, sar, tu întrebi cât de sus. Eu m-am săturat de lucrul ăsta. Eu vreau lângă mine bărbatul să pună piciorul în prag. Noi avem o problemă de sincronizare. Noi nu, vrem același lucru, doar că nu în același timp. Asta e singura noastră problemă, că nu ne sincronizăm. Ai vrut adevărul, da? Ai vrut? L-ai auzit? E? Diferă de ăla pe care îl credeai tu. Și încă o dată m-ai umilit. Că nu puteai să mă crezi că nu s-a întâmplat nimic și că n-are nicio legătură. Erai ferm, convinsă, din nou... Că vrei să ne calci în picioare, să ne umilești. Daniel, tu ai vrut să mă faci geloasă? Pentru că dacă ai vrut să mă faci geloasă, de data asta chiar ai reușit. Pisici, cum e cu aia? Alo, domnul avocat! Și știi că nu-mi place. Domnul avocat este un prieten și avocat. Da, eu nu mai te văd zâmbind decât când vorbești cu avocatul. Păi cum îmi vine asta? Auzi, cumpete, auzi, pisi, dar de ce numai când am redus porția la bani, nu, te-a ai adus apucat doar nebuneala? A? Ai adus doar scandal. Cum, și n-am vine ce chestia cu tine, asta? Iar eu m-am gândit că... Că nu ți-am luat eu mașina. Ți-ai dus în altă parte gândurile. Hai să spun ceva. Mi-am spui, nu se poate, n-avem bani, la scumpete. La... Scumpete, stai că mă duc să mă recoleg. Nu mai face din țânțar armăsar, pentru că știi foarte bine că nu e cazul. Dar tu făceai din aur, nu din țânțar armăsar. Nu mai ridicat tonul la mine, că o să-ți placă ce o să auzi acum. Ia zi. Te potolești? Da, eu n-am făcut nimic ca să mă și potolești. Nu te potolești sau vrei mașină? Poftim? Ce pisi? Aia cu piele? Scuzați-mă. Hai să stăm un pic aici. Stai așa că am fost întrebată. Uite care este treaba. Eu nu datorez explicații absolut nimănui.
Nu-ți închipui, Ernest, că eu nu-s trecută prin viață și nu am o experiență, da? Noi amândoi suntem niște oameni maturi care ne cunoaștem interesele. Amândoi, da? Care ținem unul la altul, desigur. Omul acesta va jigni de față cu noi toți. De față cu mine, cu fiul dumneavoastră, cu nora dumneavoastră. Asta este, cum v-ați să zic... V-ați spus că sunteți o femeie cu un suflet putred. Da. Și acum îl țineți de mână. De fapt, sufletul lui e putred când vorbește astfel, pentru că, de fapt, îi place să mă stârnească așa, să mă enerveze, să mă scoată din minți. Crezi vreodată că ai să poți să te rup de cordonul ăsta umbilical legat de mama ta? Că asta este problema mea cea mai. Eu nu cred că sunt legat de mama. Bă, ești mai mult decât crezi. Tu chiar credeai că relația mea cu Andrei se rezumă la o asemenea măgărie? Când știu că nu o plași pe fata asta. Păi și atunci? Când îl văd pe copilul ăsta manipulat. Și atunci ce? Și dacă l-am crescut, i-am vrut, încă o dată, printr-un șoc să-i deschid ochii. Copilul va rămâne cu mine și tu vei plăti pensia alimentară? Și să nu crezi tu că va fi una mică, dragul meu. Stai cu minte! Noi așa avem o iubire de nebuni. Adică... Asta e, nu trebuie să explici. Mai pasional. Exact. Dar vreau să-ți mai spun ceva, Pisi. Da, Pisi. Păi, tu chiar credeai că relația mea cu Andrei se rezumă la o asemenea măgărie? Când știu că n-o plași pe fata asta. Păi și atunci? Când îl văd pe copilul ăsta manipulat. Și atunci ce? Și dacă l-am crescut, i-am vrut, încă o dată, printr-un șoc să-i deschid ochii. Cum? Păi cum? Cum puteai să mă crezi în stare de așa ceva? Și până acum de ce nu mi-ai spus asta? Păi cum să crezi tu despre mine așa ceva? Dar de ce nu mi-ai spus asta? Nu te-ai gândit nicio secundă că vreau să te ajut să s-a vrut să-i faceți un bine lui Andrei? Da, normal, păi dacă atâția ani am stat lângă el și l-am crescut. Păi și de ce nu i-ați spus-o în față? Și de ce lui și mie? Nu înțelegea, nu înțelegea, așa a avut un șoc, păi abia acum a înțeles. Și tu ce crezi că o să se întâmple acum dacă mă lași pe mine? Că o să te duci și o să te ia Daniel? Și o să merg cu tine în lume? Lasă-mă cu Daniel, că nu stă gândul mie la Daniel acum. Zi-mi și mie, crezi vreodată că ai să poți să te rup de cordonul ăsta umbilical legat de mama ta? Că asta este problema mea cea mai. Eu nu cred că sunt legat de mama. Bă, ești mai mult decât crezi. Și o lași să facă ce vrea ea, tot timpul ea comandă, tot timpul ea taie, ea spinte, că bun, a vrut să mă duc să lucrez. M-am dus și am lucrat, ce să vezi, eu, singura, din toată casa asta de nebuni. Ok, și dacă ție nu ți-a convenit atâția ani de zile că eu sunt legat de mama, de ce n-ai acționat într-un fel? Adică... Doamne ferește, de câte ori nu ți-am zis, măi, omule, despre asta, știu că nu m-a suportat din prima clipă, știu. Una e să spui. Și am apreciat că tu ai trecut măcar peste lucrul ăsta și ai fost cu mine și am făcut copilul ăsta frumos, la care nu am să renunț, îți spun de pe acum. Una e să îmi spui mie că nu te înțelegi cu mama și că nu vrei să vii aici și alta e să-mi reproșezi că, vezi, doamne, aș fi foarte apropiat de mama. Dar ceva ce nu s-a fost problema niciodată. Viața. Noi n-am făcut un pas fără ca ea să fie de acord, fără ca ea să știe, fără ca ea să vină cu nu știu ce propuneri. Pentru și cu banii. Nu veneau banii. Uleu, Andrei, și nu veneau bani puțin ca să spui, să nu spui la nimeni nimic. Veneau sume mari și atunci trebuie să le justifici cumva. Au venit sume mari, au venit sume care să-ți permită să trăiești un... o viață de lux și atât. Vezi, ai folosit un cuvânt mare, lux. Păi da, că asta se întâmplă, dar nu facem nimic concret, nici eu, nici tu. Hai că eu acum am apucat să lucrez la salonul ăsta amărât. Dar pentru tot circul care s-a întâmplat aici, nu mai calc acolo în veci. Nici în casa lui maică ta, nici în salonul ei, nici în nimic din ce are legătură cu ea. Bun, și atunci ce facem? Eu ce fac acum? Eu mă duc acasă la Adela.
tine prin șocul ăsta că această femeie nu este potrivită. Adică... Așa am ajuns acolo să credem adică... că el i-a întins o cursă? Așa spune Daniel. Și dumneavoastră îl credeți? Wow. N-au de ce să nu mă creadă. Mă cunosc amândoi de foarte mulți Ernest, ani. Ernest, mi-e mai simplu. Mie nu. Să cred. În cazul ăsta, lasă-mă să fac cum știu. Andrei. Las că o să ne mulțumească mai târziu. Nu știu, dar trebuie să mă ajuți și tu în chestia asta. Că până la urmă tu ai pus-o la cale, da? Normal că te voi ajuta, dar eu cred că odată cu trecerea timpului... Iar cu nemernica aia, tu îmi promiți în acest moment că nu o mai vezi în viața vieților eu tale. Eu am altă propunere. Lasă-l, fata aia, că n-are nicio treabă. Să mergem la un spa, nu numai tu, amândoi, cu mașina aia nouă pe care o să o luăm, cu piele. Da, scumpul, dar dacă îmi promiți... Ți-am promis deja. Ce mi-ai promis? Ia ce vrei tu. Nu. Tu îmi promiți că nu mai faci chestii din astea fără să vorbești cu mine. Absolut. Și că pe nemernica aia nu mai contactezi în viața vieților tale. Absolut. Iar noi auzim doar motorul. Nebun ești, mă, nebun ești. Despre Mădălina și despre Daniel nu cred că mai sunt multe de spus. Se merită din plin și este alegerea lor conștientă să trăiască într-o relație care pe mulți i-ar dezgusta. Dar aceasta este alegerea lor. Câteva cuvinte despre Andrei. Doar câteva. Cred că este la vârsta la care nu-și mai poate reveni. Va fi mereu la dispoziția și cheremul mamei, pentru că a dovedit că este incapabil să gândească și să se întrețină singur. Doar Irina are șanse de a face ceva cu viața ei. Iar prima condiție a îndeplinit-o. A ieșit dintr-o familie toxică. La final, reiau ce am spus la începutul emisiunii. În viață, aproape totul ține de alegerile pe care le facem. Am primit o sesizare, doamnă. Ce fel de sesizare? Am primit o sesizare că aici au loc scandaluri, au loc nu se poate violențe domestice. Cine a făcut sesizarea? Vecinii dumneavoastră, doamnă. Bă, mama, mă mănâncă palmele rău, bă. Eu nu te văd bine. Eu zic să te liniștești. Mama ta nu ți-a făcut rău. Bă, vecinii... Tu chem poliția să mă bage pe mine în pușcărie. Mă furnică tot corpul când te aud că plângi, țip, să sparge, să aia. De-aia am chemat și poliția. Deci tu ai chemat poliția. Eu am chemat. Păi, dar am vrut să-ți fac un bine. Mi-ai făcut un mare rău. De ce? Mai... Uită-te cum sunt. De la asta am luat bătaie din nou. Facem așa, da? Ia să mă convinc și eu că nu e otrăvită, că totuși știi cum e. Hai, gustă! Hai, gustă! E păcat, măi, mamă, e vinerea astăzi. Te rog, gustă, vreau să văd. Vreau să văd că nu e otrăvită. Nu e otrăvită. Hai că e carne! Hai de pun, mamă! Bună, mamă! Ei, bună, bună! Ce e aici cu tine? Ce ai pățit aici? Ce e și tu? Cum ai căzut în deci? Cum să vezi, mamă, în deci? Ce faci, mă, vă bate joc chiar toți de mine? Sunt prostul vostru, bă? Bă, sunt prostul vostru, bă? N-am văzut așa ceva. Bă, am senzația că mă luați cu toții de prost, bă. Tu ai dat în mama? Am dat eu în tine, mamă? Ia zi, mamă, te-am bătut eu? Te persecut eu? Am eu ceva cu tine? Hai, mamă, ai curaj să spui?